Ideea de a-și alege singur deputație este susținută de mai mulți oameni de cultură. Aceștia cred că dacă inițiativa va fi votată, atunci în viitorul Parlament vor ajunge personalități care acum nu-și găsesc locul pe listele de partid, iar clasa politică va fi îmbunătățită calitativ. Mi-amintesc cu mult drag de primul Parlament al nostru. Te aduceți-vă aminte, vă rog, ce personalități notorii aveam atunci în Parlament. Voi susține votul uninominal, fiind sigur că se va înnoi clasa politică. Alo, bună seara, doamna Zinaida Julea. Dumneavoastră, ce vă face să credeți că o să fie oameni notori în Parlament, dar nu oameni gen Ilan Șor, care poate să-și plătească electoratul câteva zeci de euro și el devine Dumnezeu? Asta e, te rog, tu ai o părerea ta. Eu nu vreau să intru în pările mică, pentru că răgușesc și am de cântat. Susțin votul uninominal pentru că el îi va pune la treabă pe deputați. Asta ne dorim cu toții. Tu ai reușit să citești proiectul de lege propus de FDA și Plahotniuc? Proiectul de lege eu nu l-am citit. Susțin votul uninominal pentru că vom putea direct să alegem deputatul care ne va reprezenta interesul nostru în Parlament. Tu știi că chiar dacă vor fi desemnați oameni de pe la sate, oricum vor fi supuși sau se vor supune liderului de la Chișinău? La ce schimbare tu te aștepți exact? Mai, eu chiar acum nu știu ce să-ți spun.